Salutare tuturor! Din nou Mike de la TNCCG. Continuăm seria noastră de unboxing. Astăzi vom mai desface încă 8 pachete de World of Warcraft Trading Card Game. În episodul trecut am descoperit una dintre cele mai rare cărți din acest box set. Vorbim de imediat Blazing Hypogriff. E o carte extraordinară. Este un loot și are banda cu codul pentru a activa acest grifon în jocul World of Warcraft. Continuăm să desfacem pachetele. Avem 8 din nou pe seria aceasta. Și sperăm să mai găsim un loot în cele 8 pachete. Între timp am descoperit și cum identificăm cărțile. O să vă arăt imediat. Este foarte simplu. Și să pornim, să vedem ce ne rezervă norocul. Prima e tot timpul greu de desfăcut. Ok. În partea de jos aici este un... arată seria din care se află acest pachet. Și culoarea arată comunitate, cât de comună este cartea. Practic o să mergem până aici la material. După material încep cele necomune. Avem și o rară. Necomune. O să punem rara deoparte, necomunele deoparte. Și mai departe avem din nou comune, adică valoarea lor este destul de mică. Hai să continuăm. Comune, material, nu ne interesează, rară, necomună, rară, nu avem una. Mai multe rare, mai multe necomune, scuze. Fiecare cutie poate să conțină unul sau chiar mai multe looturi. Există anumite pachete care conțin numai looturi. Acelea sunt demențiale, mă gândesc. Comune, materialul, necomune. Și avem prima legendară. Cartea asta cred că este undeva la 5 euro, ceva de genul. Interesant, o punem aici cu cele rare. Necomune și din nou comune. Până acum pachetul ăsta a fost destul de interesant, boxul ăsta. Mai am încă 2 cutii ca astea, ceea ce ne mai poate aduce un grifon, să sperăm. Nu reușesc să-l desfac. Așa. Dacă sunteți interesați de aceste cărți, puteți scrie și vă pot răspunde cât de repede. Se pare că în episodul ăsta nu o să avem parte de loot, deși suntem la jumate, mai avem 4 pachete. Să vedem. Nu se știe niciodată.
cum spuneam, pachetele sunt undeva la 100 și ceva de euro. Practic, cartea de ieri, din episodul trecut, și-a scos banii. A scos banii pachetului. Posibil să nu mai găsim nimic în celelalte cutii. Și atunci, probabil, o să avem un minus, dar măcar ne-am distrat. Fiindcă pot să spun că este o plăcere să desfac aceste pachetele. Numai când le miroși. Miroase a nou. Deși ele, săracele, sunt vechi de când istoria. Cred că cutia asta e ceva 2011. 2012, nu știu exact. Le separ, fiindcă îmi va fi mai ușor după aceea să văd valoarea lor. Sper că nu urc prea sus mâinile spre cameră. Mai avem două pachetele. Și vreau să vă zic că nu o să se termine doar la World of Warcraft. O să fie mai multe feluri de unboxing de genul ăsta. Numai cărți de colecție, numai pachete cu figurine, cărți și tot ce înseamnă colecție. Ok? Cam astea ar fi. Și mai avem ultima cutie. Ultimul pachetel. Să vedem ce noroc avem aici. Haide, mă. Hai să vedem. Comune până găsim materialul. Astea nu știu ce se face cu ele. Avem o un foil aici, cred. Nu sunt sigur. Hai să vedem. Și avem o rară. Nu, m-am înșelat. Ok, cam astea ar fi toate cărțile. Nu pare să fie ceva ce am uitat. Scuze, cred că am ridicat prea mult. Vă mulțumesc pentru prezența la acest videoclip și ne auzim data viitoare cu un nou clip de unboxing. Ciao, ciao!